Distracția de sâmbătă seara nu a durat prea mult pentru un tânăr din Padeș. Omul s-a trezit cu un par în cap de la un vecin după ce acesta ceruse o melodie la lăutar pentru a lua hora înainte, doar că jocul nu a fost început de el. Atunci bărbatul enervat la culme a luat un par în mână și l-a lovit pe vecinul jucător. Victima a fost transportată la spitalul din Craiova fiind operată de urgență. Agresorul va sta în spatele gratilor pentru următoarele 29 de zile. Ce ați făcut? L-ați bătut vecinul? Nu a fost vecinul. Dar cine? Ce? De ce l-ați bătut? I-ați dat în cap? Ce i-ați făcut? A luat hora înainte de asta? Bărbatul în vârstă de 41 de ani riscă să stea mult timp în spatele gratilor, fiind acuzat de tentativă la infracțiunea de omor calificat. Jianu Daniel a lovit o victimă care în prezent este în spitalul Craiova. Se fac verificări pentru a se stabili împrejurările în care a avut loc conflictul și stabilirea vinovăției. Toporul cum a fost? Din primele cercetări a rezultat că obiectul contundent a fost un par. Care sunt acuzațiile care sunt aduse? Acuzațiile constau din primele verificări în tentativă la infracțiunea de omor calificat.